dumneavoastră, iertați-mă puțin patetic, aruncați, vă dăs numele meu personal, spre presă vina situației de acum, pentru că prin mesajele transmise, nu-i așa, prin media, mă rog, se inoculează populației o stare aproape isterică, ce duce la depresie. Numai că tot dumneavoastră ați făcut o precizare, sau domnul Ștefănescu, spunând că anul trecut, de vremea asta, erau undeva la 1500 de debranșări, cele de debranșări, acum sunt 150. Da. Dacă ar fi isteria de care vorbeam, nu ar mai fi vorba de această cifră. Bun. Cei care au avut bani să-și bage ce aș vrea să vă întreb? Lângă, nu-i așa, puterea presiei de a transmite o stare pozitivă populației, dumneavoastră a spus două soluții. Una, de a adus clienții în sistem și a doua, subvenționați ca calorie decât conform prevederilor legale. Astea sunt cele două soluții pe care le-am sesizat. Sunt două soluțiile cele mai la îndemână. Ar mai fi investiții. Deci cele mai la îndemână. Următoarele sunt, capitol, sunt patru investiții pe care trei sunt de câțiva ani buni. Deci presupunând, ce sunt soluții? Presupunând că a stat la aceeași masă cu autoritatea locală, cea care aparține sistemul termofic, care vă spuneați, ce soluție ați pune pe masă? Am patru proiecte care rezolvă problema. Deci, hai să luăm pe ultimul, că e cel mai la îndemână și cu toată lumea informat. Deci, soluția cea mai rapidă ar fi revenirea școlilor și grădiniților în sistemul central. Asta e altceva. El vorbea de investiții, nu de investiții. De investiții. Asta ar însemna, venind aceste instituții la termo, la termon, ar însemna că primăria, consiliul local, comunitatea, scoate niște bani din buzunar. De ce? Oricum, dar cine plătește? Și cum plătește? Da, dar ei n-au gaz, nu, pe termon. Deci ar fi o învârtire a banilor. Ca o paranteză. Creșterea producției duce la scăderea prețului. Ca o paranteză, spuneați de debranșarea instituțiilor, mi-a ce-mi aminte situația de la spital, nu? Când s-a debranșat. Știți foarte bine ce s-a întâmplat atunci. Ce s-a întâmplat? Vă spun ce s-a întâmplat. Prin insistarea gazului, de către furnizorul de atunci, apoi s-a schimbat furnizorul, s-a oprit agentul termic, nu-i așa, la spital și știți foarte bine că la maternitate era cât pe ce să ducă pacientele la vacă. Pentru că nu funcționa aparatura deci, care să avea nevoie de apă. Când s-a întâmplat chestia cu centrala de la spital? Când s-a întâmplat? Nu, în vară? Când? Da, nu? Da, ei, da, gândiți-vă că din primăvară, spitalul, din februarie, nu și-a achitat contravaloarea facturilor la energia termică pe care noi am furnizat-o. Cine? Spitalul. Pentru că a fost atunci la nivel de țară o chestie cu Casa de Asigurări de Sănătate, nu le-a asigurat fondurile necesare și noi, din luna februarie până în vară, când s-a luat acea decizie, deci noi practic le-am furnizat lor energie termică fără să primim bani pe care să-i dăm la furnizorul de gaz. Și în vară s-a luat măreața decizie să ia centrala de la noi și să o dea la ei. Dar cine exploatează această centrală, știți? Termo-CTO. Pentru că are toate avizile și autorizațiile necesare. Nu a fost atunci discuție cu suma care... Adică ne-a luat-o, dar de fapt tot noi o exploatăm. Ai cerut soluția, cred că soluția iminentă este pornirea pe calul. Rețineți pe nimic. Deci ei plătesc doar salariații respectiv. Pornirea pe cal de în campanie electorală în acest an, apa caldă a fost reluată. Ca apoi, mă rog, imediat cum au venit facturile, lumea să fie puțin speriată de valoarea facturilor. De ce credeți că este o soluție? Pornirea pe calde? Din moment ce revenirea producției avem facturi foarte mari. Bun, dar pe perioada campaniei electorale nu erau tot la fel de mari facturi. Păi, am zis... Era altă conducere, alt primar. Bun, și deci, de ce noi, care a venit imediat? Dar în anii trecut, de ce n-am avut apă caldă? Apropo de apă caldă. Apă caldă, în anii trecut, hai să ne înțelegem o chestie. Toată lumea bate moneda că am intrat în Uniunea Europeană, că suntem mai la margine, că vrem Schengen pe o secundă. Dreptul la civilizație, într-o democrație, nu trebuie călcat în picioare nicio formă. Eu vorbesc, la dumneavoastră poate vin, poate nu vin, dar la noi vin oameni și spun, domnule, vreau și eu să mă spăl cu apă caldă. Vin de la serviciul ăsta care mai e și vreau și eu să mă spăl, să spăl vasele cu apă caldă. De ce îmi luați dreptul la civilizație? A rămas interzis. Au venit doi cuși neguți la mine, nu vine să cred.
cred că sunt intelectuali sau niște oameni cu carte, cu cultură, cu nu știu ce, de ce îmi luați dreptul la civilizație? E, o societate trebuie să facă și sacrificii în acest sens, pentru că dreptul la civilizație l-am câștigat foarte ajungem greu. La subvenționare de calorie, ne întoarcem. Păi, mi se pare, din start, precizarea, cu Termonul este o instituție de interes public, ea se face într-un context economic extraordinar de greu și atunci vă întreb, care e rolul comunității, adică celor aleși în sistemul ăsta? Păi când ne asumăm o chestie, ne asumăm cu bune și curele. O întrebare, să spun, relativ tehnică. Dați-mi cu aproximație valoarea unei facturi lunare la un apartament de două camere pentru două persoane. Aici pot să vă rog eu pentru două persoane. Sunt distribuții orizontală și distribuții verticală. Sunt diferite calcule. Îi spun eu, că aici problemele pot fi puse diferit. Deci, având robinetul în mână, unul care are... Doamne, o medie. O medie. Asta vrei, o medie. Doamne, o medie. Sau un consum de apă potabilă. Vă interesează... Nu, dar eu știu ce îl interesează, domnule. Vreau să fac o comparație. Da, și asta vreau să zic că atâta timp cât omul are la dispoziție robinetul termostatat prin care el își poate ajusta consumul, dar eu vă spun altceva. Deci un apartament amplasat în zona Oneștiului consumă, de două camere, consumă în perioada de iarnă în jur de 1,5 gigacalorii iarna. Poate de apa caldă. Deci 1,5. Eu de aia vă spuneam că poate unul își ajustează consumul și are 0,2 gigacalorii.